Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice, în care veți studia efectele curentului electric. Știți deja că energia electrică este folosită în toate domeniile de activitate și în funcționarea consumatorilor electrocasnici. Multiplele întrebuințări sunt datorate și efectelor care însoțesc curentul electric, efectul termic, efectul magnetic, efectul chimic, incandescența și fluorescența. Efectul termic reprezintă disiparea căldurii într-un conductor străbătut de un curent electric. Acesta nu trebuie însă să afecteze stabilitatea materialelor izolatoare. Efectul termic își găsește aplicabilitate la construirea aparatelor electrocasnice, a siguranțelor fuzibile, la construirea cuptoarelor din fabricile de sticlă și metalurgie, la sudarea arc electric. Identificați și voi și notați consumatorii din gospodărie care funcționează pe baza efectului termic funcționează o siguranță fuzibilă. Ce fel de conductor se folosește la construirea siguranței fuzibile? Efectul magnetic constă în apariția unui câmp magnetic în jurul unui conductor străbătut de un curent electric. Un obiect metalic, chiar înfășurat cu un conductor electric, nu atrage obiectele metalice, chiar dacă acestea conțin fier. Dacă atașăm o baterie, conductorul va fi străbătut de curent electric și în aceste condiții se va comporta ca un magnet. Urmăriți cum atrage agrafele metalice. Efectul magnetic are aplicabilitate în construcția macaralelor electromagnetice, a trenurilor maglev, a aparatelor de investigație prin rezonanță magnetică, acele remeneuri așa cum le cunoaște toată lumea, dar și în construcția motoarelor electromagnetice și a soneriilor. Explicați și voi schema circuitului electric al soneriei electromagnetice. Ce risc prezintă apropierea de rețeaua electrică de pe calea ferată? Cum funcționează trenurile Maglev? Ce riscuri prezintă un conductor neizolat într-un circuit electric? Efectul electrochimic apare într-o soluție de electrolit străbătută de un curent electric în care ionii pozitivi se vor depune pe electrodul negativ. Galvanotehnica este folosită pentru acoperirea obiectelor metalice sau a obiectelor din alte materiale, ceară, lemn, cu un strat subțire metalic, cum ar fi aurirea, argintarea, nichelarea, cromarea. Găsiți și alte aplicații ale efectului electrochimic al curentului electric. Incandescența este o aplicație a efectului termic. Un corp emite lumină datorită temperaturii ridicate pe care o are. Filamentul incandescent stă la baza construirii becului cu incandescență. Fluorescența este starea unui corp care emite lumină prin descărcări electrice într-un amestec de gaze aflate într-un tub de sticlă. Becurile cu fluorescență tind să le înlocuiască pe cele cu incandescență. Opriți derularea filmului și răspundeți la întrebări. Mult succes!